Tinerele talente s-au întrecut și anul acesta pentru a câștiga ediția cu numărul 3 a Festivalului de Folclor Gheorghe Ciociu. De această dată, edilul din comună a avut grijă să îi premieze pe participanți. Fiind la a treia ediție și pentru prima dată este festival concurs cu premii. După premierea tinerelor talente, sătenii s-au distrat la târgul amenajat special pentru ei.